după toată această perioadă. Instituțiile de care am vorbit mai devreme vor monitoriza în mod continuu situația din sectorul 1 și nu vom ezita să luăm măsuri în momentul în care lucrurile se vor înrăutăți. Pe perioada stării de alertă, primarul sectorului 1 a negociat cu Romprest, așa cum a fost mandatat inclusiv de consilieri, inclusiv ceea ce presupune contractul încheiat cu Romprest? Au existat discuții, inclusiv aici la prefectură, o parte din ele au fost mediate de instituția prefectului, o altă parte a avut loc separat. Discuțiile sunt, evident, continue și sunt contacte dese între primăria sectorului 1 și Salubris pentru a ajunge la un acord pentru o perioadă mai îndelungată. Ce scrie de raportul de la următoare? Va fi curățenie sectorul 1, având în vedere că Romprestul se va ocupa în continuare? Nu este treaba instituției prefectului să garanteze lucruri de genul acesta. Salubrizarea și în București, în fiecare oraș, este apanajul administrației publice locale, împreună cu compania care a primit delegarea serviciilor publice. Deci dumnealor garantează lucrul acesta. Care sunt motivele Comitetului Local pentru situații de urgență, pentru a prelungi starea de alertă? De ce? Nu am urmărit întrebări, erau două întrebări în paralel. Care sunt motivele primăriei sectorului 1, Comitetului Local pentru situații de urgență de la sectorul 1 pentru a prelungi starea de alertă? Adică ce au invocat? A existat o analiză, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 1 se teme că compania de salubrizare nu va avea capacitatea necesară de a presta serviciile mai departe. Asta rămâne de văzut. Practic va fi o negociere peste două zile, o discuție la dumneavoastră în birou între primărie și compania de salubrizare pentru reluarea serviciului? Nu pentru reluarea serviciului. Serviciul trebuie să continue. Serviciul este prestat acum, el trebuie să continue, însă, după cum știm, există un diferent între cele două părți și scopul discuțiilor este de a asigura un status quo care să asigure continuitatea serviciilor în același timp cu rezolvarea restului problemelor în instanță. Că știm că există niște discuții pe aplicarea contractului de salubrizare. Nu e tardivă negocierea aceasta în condițiile în care trebuia să fie făcută deja perioada stării de alertă ca să ne ajungem la o prelungire sau o propunere de prelungire? Nu, este, să zicem, o concluzie a discuțiilor care au avut loc pe durata stării de alertă. Nu, având în vedere că este o situație care trenează de aproape un an de zile, nu este ușor să aduci părțile pe aceeași poziție și să ajungă la un acord. Deci, știm că cei de la Romprest funcționează la capacitate redusă pentru că au acele datorii. V-au spus că își vor mări capacitatea zilele următoare când se va încheia, iată, de mâine, starea de alertă ca să acopere sectorul așa cum ar trebui sau dacă primăria nu plătește măcar o parte dintre bani, vor funcționa la capacitate redusă? Nu, ei vor funcționa la capacitate din discuțiile pe care le-am avut. Își vor continua activitatea și vor funcționa la capacitate. Evident, ei solicită și plata unor servicii din partea primăriei sectorului 1 și primăria sectorului 1, evident că pentru serviciile pe care nu le contestă, plătește. Cum a primit primarul sectorului 1 vestea că prelungim starea de alertă? Ați discutat cu ea? Ați schimbat-o la negocieri? Cine a reprezentat primăria? Primăria, evident că primăria sectorului 1 a fost chemată aici. A venit domnul viceprimar, care a discutat cu Romprest. Am ținut legătura și cu doamna Clotilde Vernon. Primăria își arată disponibilitatea să achite parte din datorii pentru ca Romprest să-și facă treaba în continuare? Nu e vorba despre datorii, este vorba despre plata serviciilor curente. Pentru că sunt servicii care nu sunt contestate și serviciile respective sunt plătite. Și le plătesc? Le plătesc sau le vor plăti cei de la primăria sectorului, desigur. Mulțumim. Ce măsuri vreți să luați pentru valul 4? Au tot fost ședințe, crește numărul infectărilor foarte mult în capitală, numărul infectărilor.